a înviat. Duminica de astăzi, împreună cu sărbătoarele Lunii Vestit, sunt sărbătoare rânduite de biserică în cinstea omenirea femeii creștine. Femeia creștină, care este mamă, care este soție, care este bunică, care se jertfește pe altarul nașterii de prunci și a tot ce înseamnă frumos în lumea aceasta. Am ascultat pericopa evanghelică în care am văzut gestul făcut de Sfintele Femei Mironosițe pentru Hristos Mântuitorul cel Înviat. Atunci când toată lumea îl părăsise, când toți ucenicii au fugit afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, iată că niște femei în zori, în prima zi a săptămânii, deci duminica, de aceea noi cinstim duminica, că a înviat Hristos în ziua de duminică, se subliniază foarte clar în Sfânta Evanghelie, deci în prima zi a săptămânii, ele au învins frica de oameni, frica de soldați și de străjeri mormântului, care erau bine puși acolo să înspăimânte pe toți care ar fi vrut să vină să vadă trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată că Hristos Mântuitorul înviază și ele devin primele vestitoare ale Învierii. Dacă prima dată femeia a primit blestemul, pentru că la îndemnul șartelui a mâncat prima din pom, iată că femeia acum primește binecuvântarea lui Dumnezeu și, primind binecuvântarea lui Dumnezeu, devine vestitoare a învierii, a refacerii din nou a omului căzut, a lui Adam cel căzut. Femeia a fost făcută de Dumnezeu cu nună a bărbatului. Și a fost făcută de Dumnezeu ca ajutor, așa spune Sfânta Scriptură, să-i fie bărbatului ajutor. Femeia împreună cu bărbatul formează ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie pe pământ, creația sa minunată, și dăruiesc pe pământ și fac ca pe acest pământ să existe darul cel mare al vieții. Și Dumnezeu pe toate le-a făcut bune și frumoase. Și iată că, dacă citim cu atenție Scriptura cea veche, vedem că până la Hristos, femeia privea de departe, așa cum spune Sfânta Evanghelie, așa cum citim în Cartea Afacerii, Avram, femeia era socotită un fel de obiect de care se folosea. Dar iată că prin învierea Mântuitorului, femeia este pusă din nou în cinste. Este pusă din nou acolo unde trebuie să fie, cunună a bărbatului. Și dacă este cunună a bărbatului, așa trebuie și să rămână, cunună a bărbatului. Și cununa aceasta a bărbatului a făcut-o Dumnezeu prea frumoasă și împodobită cu multe daruri. Ce-ar fi pământul acesta fără femeie? Pentru că vedem că nimeni nu
onorabil mai mult ca o femeie și nimeni nu se jertfește mai mult ca femeia. Multe rabde. Am observat că oricât ar încerca unii bărbați rabde, tot mai multă răbdare întâlnim la femei și mai multă râvnă către cele sfinte. Dar la unele femei care nu sunt din biserică și care nu fac parte din turma lui Hristos, vedem că strică cununa aceasta frumoasă pe care a făcut-o Dumnezeu. Și aș întreba, dacă Dumnezeu femeie ți-a pus plâncere, de ce le smulgi? Să-i placi bărbatului? Dar l-aș întreba eu pe acel bărbat. Poți să fii atât de crud să-i ceri femeii tale să-și smulgă plâncere? Poți să fii atât de crud? Păi poți să-i mai spui tu că o iubești? Dacă îi spui să facă acest lucru. Și vezi că omul nu-i mulțumit. Schimbă buzele și pune plastic. Și așa mai departe. Schimbă unghiile când îi place. Schimbă multe. Și bărbații s-au luat după femei. Și pe trupurile lor își tatuiază fel de fel de cuvinte, fel de fel de diavol. Și atunci ne întrebăm, unde e cununa frumuseții pe care a făcut-o Dumnezeu? Că de multe ori noi vrem să fim mai frumoși de cum ne-a făcut Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea sunt un atentat împotriva creației frumoase a lui Dumnezeu. Eu aș spune așa, o să te dai cu 2 kg de vaselină pe față. Dacă ai o inimă rea, nimica ești. Tot răul iese din tine și se vede. Pentru că frumusețea lăuntrică a omului strălucește în fața sa. Iar răutatea ascunsă și sub 1 kg de vaselină și sub multe culori, tot se vede. Răutatea tot este la suprafață. De aceea aș spune tuturor femeilor astăzi de ziua femeii creștine. Dumnezeu n-a făcut nimic urât. Toate sunt frumoase. Și dacă sunt frumoase toate, de ce vreți să vă faceți urâte schimbând totul la ce a pus Dumnezeu. Pentru că sunt unele vedete, dacă te apropii de ele, se topesc atâta plastic au pe dânsele. Și vedem în timpurile acestea moderne, la atâta nebunie încât femeia își schimbă ceea ce a pus Dumnezeu și vrea să fie bărbat. Și bărbatul vrea să fie femeie. La câtă nebunie s-a ajuns. Mai știm din Sfânta Scriptură când oamenii au vrut să facă turnul Babel, să ajungă ei la Dumnezeu în nebunia lor. Și s-a pogorât Dumnezeu și n-a amestecat limbile. Și nu s-au mai înțeles între ei, că unul cerea cărămidă și celălalt îi dădea pământ. Și s-au certat și n-au mai făcut turnul Babel. Un Babilon și un Babel a devenit și lumea de astăzi. Omul vrea să schimbe, el se, chiar sunt legi date, chiar sunt lăudate aceștia care vor să schimbe aceste lucruri, să smutileze trupurile lor, copii fiind. Și unii dintre ei săraci, după ce fac acest lucru, ajung să se sinucide, pentru că nu pot să lupți împotriva aceea ce a făcut oricât s-ar strădui omul. De aceea toate ideile acestei lumi se vor opri într-un punct și vor distrunge cununa creației lui Dumnezeu. Vor distrunge pe om. De aceea Dumnezeu a lăsat
pe pământ biserica sa, în care femeia creștină strălucește prin tăcere fără zgomot, fără să facă zgomot. Cele mai apreciate sunt femeile care lucrează în tăcere și, cum era o vorbă, în spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie și mai puternică. Și s-a dovedit acest lucru. Marii noștri părinți, Părintele Cleopa, a avut o mamă extraordinară care a murit monahie, cu numele Agapea Ilie, aici la Agapea, este mormântată la Agapea Vechi, care niciodată nu făcea rugăciunile fără lacrimi. Așa era mama Părintele Cleopa. Toți copiii și-a dăruit lui Dumnezeu. Și deși i-au murit toți la vârste fragede, mama aceasta, Agafia, n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Ci și pe ultimul copil, Părintele Cleopa, l-a închinat Maicii Domnului și iată la anul va fi canonizat ca sfânt, pentru că este mare sfânt. Ce să spunem de mama Părintelui Justin, Ana, o femeie care s-a uscat postind și plângând după Părintele Justin, care era în temniță și nu știa nimic. Ce inimă zdrobită a avut această mamă, care mergea pe jos, de la Poiana Largului, la toate mănăstirile, și a făcut Părintelui până la 7 ani praznice, omeniri, și se ruga de toți părinții, pomeniți-l pe Justin al meu. Și de atâtea lacrimi cât a vărsat, când a venit părintele din temniță săraca, și pierduse memoria și nu l-a mai cunoscut. Cu trupul, dar cu sufletul tot l-a cunoscut. Și spunea părintele Justin, când mi-era mai greu, și când mi-era mai foame, și când eram bătut, o vedeam în vis pe mama, și tare mult mă mai întăream în credință și în răbdare. La fel, părintele Paisie Olaru era în armată și a fost chemat de urgență, cum se trimitea atunci telegramă. Și când a ajuns, atunci o scotea pe mama sa din casă și a zis, lumea aceasta nu mai este pentru mine dacă mama mea a plecat în cer. Și după ce a terminat armata, părintele Paisie Olaru s-a dus la mănăstire și s-a făcut călugăr. De asemenea, părintele Petroniu Tănase, stareț al schitului Prodrom, născut aici în Neamț, la Farcaș, vorbește despre mama sa, care era de o jertfă extraordinară, de o postire și de o dragoste către Dumnezeu, încât în Joia Mare chema în casa sa câteva văduve și le spăla picioarele și le săruta, spunând că așa a făcut Domnul nostru. Aceste femei sfinte și aceste femei jertfitoare au rânduit și au născut, uitați, asemenea sfinți și asemenea bărbați. Au fost femei care au luptat și în război. Cunoaștem doar Ecaterina Teodoroiu, dar să știți că în 44 citeam undeva într-un document, în iulie 44, armatele române se luptau contra valului bolșevic care ocupase jumătate din Moldova. Și la războieni era o copiliță, Maria Popa, de 11 ani și din proprie inițiativă se ducea și căra apă la soldați care erau pe front. Și un ticălos de bolșevic a împușcat-o și a fost rănită, dusă la spitalul din Vaslui, unde a murit această copilă, Maria Popa, 11
dăruit bisericii sfinți, sfinte, mame și femei, care păstrează și care arată lumii frumusețea ortodoxiei, frumusețea darului Duhului Sfânt. Niciodată nu se pomenea. Ele erau foarte conștiente de jurământul de la căsătorie, că omul când pune mâna pe Sfânta Evanghelie, acolo spune, moartea vă va despărți. Și vedem atâtea divorțuri în timpurile noastre și atâta lipsă de jertfă. Și mă gândeam într-o zi că suntem aici în pădure și mă mai întreabă lumea, nu vine lupul? Dar lupul, să știți că nu vine la oameni. Și de la lup ai multe de învățat. Lupul, dacă moare partenerul, rămâne singur. Totdeauna. Nu-și caută partenerul. Puii de lup, la un an, ajută pe părinții lor să-ți crească ceilalți puișori. Citiți și vedeți. Și abia după ce cresc cei mai mici, ei părăsesc cuibul părintesc și se duc în altă haită. Câți copii mai ajută părinți? Câți părinți părăsiți și uitați? I-am întrecut pe lupi în răutate. Lupul este fidel partenerului pentru totdeauna. De aceea nu ne mănâncă lupii. De multe ori ne temem de oameni, nu de lupi aici în pădure. Că răutatea omului întrece răutatea fialelor din această pădure. Deci avem multe de învățat și de la animale, și de la păsări, și de la tot ce ne înconjoară. Dar pentru dumneavoastră care iubiți biserică, care vă jertfiți pe altarul familiei cu multă răbdare. Dumneavoastră va pregăti cununa și o să vă dea Dumnezeu când plecați din lumea aceasta. Pentru că nimic nu rămâne neplătit și nimic nu rămâne nerăsplătit de bunul Dumnezeu. De aceea să vă răsplătească Dumnezeu în această zi frumoasă dragostea și râvna. Să privim cu toții la femeile mironosițe și să învățăm de la ele că frica nu este bună de nimic. Doar frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Femeile mironosițe ne învață că frica de puternice acestei lumi este zero. Frica de moarte este zero. Frica de orice în această lume nu aduce bine sufletului. Deci, în primul rând, femeile mironosițe ne învață să fim curajoși în mărturisirea Lui Hristos. Și mărturisirea Lui Hristos trebuie să o facem întâi cu noi înșine, cu familia noastră, cu prietenii noștri și cu tot ce ne înconjoară, să spunem tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat!